Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Îți este teamă? Încrede-te în Dumnezeu. Tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia, capitolul 26, versetul 3. Teama este o componentă firească a vieții. Chiar și oamenii cei mai tari și mai încrezători pe care îi cunoști au parte de ea. Diferența e că aceștia refuză să se lase conduși de teamă, știind că atunci când ea este scăpată de sub control, te poate paraliza. Biblia spune, în 1 Ioan capitolul 4, versetul 18, frica are cu ea pedepsa. Cercetătorii de la Universitatea Yale au descoperit că pacienții care presupuneau că vor experimenta șocul electric aveau un grad de anxietate similar cu al celor care trecuseră efectiv prin așa ceva. Cercetătoarea Elizabeth Phelps scrie: o mare parte din fricile și anxietățile noastre sunt dobândite prin intermediul comunicării. Dacă ți se spune să-ți fie frică de câini, atunci creierul reacționează ca și cum efectiv ți-ar fi frică. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, creierul nostru nu face diferența între amenințările reale și cele imaginare. Lucrul acesta este foarte util pentru a explica de ce Institutul Național de Sănătate Mentală a informat că aproape 20 de milioane de americani suferă de afecțiuni care au la bază anxietatea. O persoană care trăiește în condiții de absolută siguranță, dar căreia îi este teamă că va fi jefuită, suferă la fel de mult ca aceea care trăiește într-un context cu risc ridicat de a fi jefuită. Deoarece creierul nostru nu face deosebirea între emoțiile reale și cele închipuite, frica ne poate domina viețile, iar acest lucru este la fel de devastator precum rănile fizice. Psiholog Marilyn Barrick afirmă, citez: în cea mai mare parte, teama este nimic altceva decât o iluzie. Când o împărtășești cuiva, ea are tendința să dispară. Am încheiat citatul. Așa că împărtășește fricile tale cu Dumnezeu și privește cum încep să dispară. Biblia te asigură: celui cu inimă tare, tu, adică Dumnezeu, îi chezeșuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine.